Te vezi, dacă vrei în cupe, George, trebuie să stai un pic mai cocoșat. Dacă stai așa normal, relaxat, n-atingi, dar îmi simt fierele de păr că ating aici în plafon. Alea stă în spațiu la genunchi, să știi. Uite așa. Mm-hmm. Dacă stai mai țeapăn, adică dacă ai grijă de coloana ta, să atingi un pic. În I30 nu e cazul. Dar așa e, când vrei cupe în cinciuși, ci că ar fi primul, spune Hyundai, dar mai fi și Mazda 3. Dar stai un pic, ce fel de cupe în cinci uși care arată ca un hatchback e ăsta? Păi... Este un fel de Panamera? Da, dar asta nu este Panamera pe care ți-o dorești, asta e Panamera pe care ți-o permiți. Și s-au terminat glumele, asta da. Ce am test. Ok, așa arată cheia cu trei butoane în cuiat descuiat și... Dacă ți-ai apăsat pe ultimul buton, cel pe care scrie hold și se vede haionul aici, descui ce mașina, descui portbagajul doar. Ah, ok. Surpriză. Da, ce surpriză. Piciorul pe frână, cutie automată, apropo. Ce? Tot mai mult, seamănă tot mai mult cu o Panamera. Ai auzit? Deci fii atent. Uite cât de silențios e motorul ăsta. Atât. Nu a vibrat, nu a... Ok. Motorul pe care îl testăm noi, deocamdată I30 Fastback. Fastback, așa se numește, Fastback. Trebuie să-mi pun ochelarii. Te rog. Dacă mergem prea repede să nu-mi intre muștele în ochi. Aia e. Acest Fastback e disponibil cu două motorizări, 1.0, 120 de cai putere. Benzină. Benzină. Sau 140 de cai putere dintr-un motor de 1.4 litri cuplat la o cutie automată. Benzină? Benzină. Doar benzină? Doar benzină. Un litru și 1.4. Pentru cei care se uită acum la test, în momentul publicării, dieselul nu este disponibil, lucrează... În iunie 2018, când filmăm noi, încă nu este disponibil un diesel. Ci că ar veni curând, okay. Un 1.6, dar cu AdBlue. De asta au întârziat pe mașina asta. Toată lumea o dă pe AdBlue ăla, care îți mai scoate din buzunar diferența pe care o simți la consum. Altfel, că mașina la consumă teoretic mai puțin, dar AdBlue ăla îl uităm la socoteală. Deci eu am consum acum de la din Bran, Brașov, cu tot ce înseamnă DN1 și așa mai departe, consum de 6,9 litri la 100 de km. Pe benzină? Pe benzină și mers în oraș. La dus... Cu motorul de? Încă o dată? 1.4-140 de cai putere. 1.4-140. Deci mai nou, dacă iei un litru, să fie 100, dacă iei 1.2, să fie 120, sau cum? Da, cam așa. Bine, asta e un litru, 120, un litru. Știi că la moment dat a zis Jeremy Clarkson că o să ajungem într-o zi să avem motoare de un litru care scoate 2000 de cai. Exagerând, desigur, dar acest downsizing ne aduce motoare din ce în ce mai mici, din ce în ce mai puternice. Acum, curiozitatea mea este că tu ai condus la drum lung, cum e? E un motor foarte bine echilibrat. Pentru că e o mașină ușoară. Da, mașina e relativ ușoară și să vezi că nu are un demaraj rău deloc. Nu, chiar are cuplu. Îl ajută foarte mult cutia. Pentru asta. A plecat adică de pe loc ca un diesel, așa. Da, da, da. Silențios și... Putere de jos, cuplu de jos, e și silențios și atunci nu-ți mai dă senzația falsă de viteză. Ok. Și cutia este și ea cu rapoartele destul de scurte, pentru că are 7 trepte și atunci... Primele rapoarte sunt mai scurte ca da. Să te avantajeze în oraș. Tinge 109,5 secunde. Ok, uite, deja schimbat de două ori. Dacă ai ținut piciorul în gaz, a stat în a doua până la viteza legală. Da, și asta a fost. Dar sprintează frumos. Sprintează frumos și sprintează și după 80 de km pe oră, atunci când chiar ai nevoie să faci o depășire mai în viteză. Te mai poți ajuta și de padelele din spatele volanului. Deci până la urmă toată povestea asta cu downsizing-ul, câtă vreme motorul acela este corect echilibrat cu o cutie de viteze, mașina va rămâne... utilizabilă, va fi sprintena. Pe mine nu mă deranjează când faci downsizing dintr-un motor de 2 litri benzină și îl faci de 1.4 și pui turbină ca să ai același echivalent de putere. Atunci nu e rău deloc, pentru că e justificat acel cuplu mai mare ca la un motor de 2 litri pe benzină. Dar să faci mai economic. Dar dacă e un motor hai să explicăm oamenilor un pic care e toată treaba cu turbina. Când iei un motor aspirat, să zicem, de 2 litri și transformi în 1.4 cu turbină, tu de fapt vei băga în camera de ardere la fel de mult aer ca la un motor atmosferic, adică fără turbină. Practic, turbina te ajută să compresezi la fel de mult aer cât ar fi intrat într-un motor de 2 litri, pentru că motoarele, ca să-ți dea putere, au nevoie de aer.
nu benzina este cheia, ci cât de mult aer poți să bagi în motor în momentul arderii. Și atunci, dacă ai turbină, compresezi aerul, ai un cilindru mai mic, dar vei avea aceeași cantitate de aer și atunci vei obține acel displacement, vei obține cuplul de care ai nevoie. Știu că e teorie, e mecanică, dar de așa ajung motoarele mici cu turbină să comportă ca niște motoare mari, cel puțin din punct de vedere al puterii. Acum, în funcție de turbină, în funcție de turbină, s-ar putea ca unele să se comporte bine doar la turații mari, altele la turații mici, în funcție de ce fel de turbină au. Echilibrul între cele două este cheia. Și de aceea ne plac mașinile care au motoare mici, cu turbine corect echilibrate, pentru a putea fi utile în mediul de oraș, dar cu ajutorul cutiei și la drum lung. Și așa ajunge un motor mic să fie și eficient, ține de consum. Și plus că mai e un alt avantaj la consum, e că uite, motorul ăsta nu trebuie să sară de 2000 de ture. Și asta îl face pentru că e pe benzină. Deja e silențios, schimbând și sub 2000 chiar nu-ți dai seama că este acolo. Și din punctul ăsta de vedere e destul de bine insonorizată partea din față. Acum, legat de consum, de tot la 6-9 a rămas. 6-9 pe ultimii câți kilometri? Mai știi? Ultimii, cred că venim undeva la vreo 250-300 de kilometri. Dacă ai fost în Bran, ai cel puțin 350. Nu, sunt 180 de kilometri din București, plus ce mai mers pe aici, niște ocolișuri. Păi nu te duci, te-ai întors? Nu, este doar la întors. Ah, ok. La dus a fost 7-9-8. 7-9 la deal. Da, 7-9 dar am și dat în ea un pic mai mult. E ușor de înțeles. Drum liber, mare, au asfaltat ce face mare? L-au reparat? Da. Deci ne ducem cu mașini acolo. Da. De ce nu mi-ai zis? De-aia mi-a crescut consumul. Deci au asfaltat părâul rece? Nu e asfaltat complet, doar au acoperit găurile alea. Da, dar tot e ok. Chiar se poate merge bine. Trebuie să ne întoarcem acolo. Părâul rece e terenul meu de joacă, de casă. Adică știu fiecare... Așa. Deci, la deal vreo 8, dacă te dai la ea și mergi mai sprinten, la vale cu oraș, un combinat de 6-9, cred că în viața reală 7,5 cred că e rezon să aștepți de la mașina asta și nu e rău pentru un motor pe benzină. Nu, în oraș va lua undeva la 9-10, poate și mai dacă mult. Mergi doar în aglomerație, bară la bară, cu aer condiționat. Depinde foarte unde, care e stilul tău de mers, dacă îți place să mergi mai econom, dacă... Zin de cutie. Cutia este o surpriză plăcută. Este o cutie cu dublu ambreiaj care schimbă bine, nu are ezitări, are mici momente în care mă sâcăie pentru că nu schimbă așa cum aș vrea eu să schimbe. Pentru că e optimizată pentru consum sau de ce? Da, dar este o cutie foarte bună, iar combinația asta de motor pe benzină 1.4 care răspunde imediat, plus cutia asta, bravo Hyundai. Dar zi-mi ceva, afectează cumva schimbul cutiei acest drive mod? Da, ai 3 moduri de condus, acum suntem pe normal. Așa? Dacă mai poți o dată, intrăm în eco. Da? Și atunci schimbările sunt făcute un pic mai devreme. Și mai ai și sport, unde pedala de acceleră se devine mai sensibilă și treptele sunt schimbate undeva mai sus în tur. Așadar, în funcție de cum vrei să conduci, apeși butonul și cutia s-ar putea să fie răspunde mai bine. Băi, eu făceam altceva, lăsăm pe normal, dăm schimbătorul în stânga, pe plus minus, care... Băi, cu padele, mă! Soi de sport și schimbăm. Tu și-ai condus-o pe părău, nu? Da. Și este fun? Adică este fast back? Da și nu. Acum nu e un Honda, nu e un Honda Civic, clar, nu e un Ford Focus. Fața... Adică care e diferența? Care e diferența față de celelalte? Asta e un pic mai moale, mai confortabil un pic. Deci e gândită mai degrabă pentru o clientelă un pic mai matură? Eu aș vedea altfel. Eu aș vedea-o ca pe un, știi că sună ridicol acum, că tot avem un coupe în cinciuș, dar el aș vedea mai degrabă ca pe un cruiser, așa, la drum lung. Mașina asta n-aș forța-o neapărat pe viraje serpentine. Fața sub viraje, să dăm în direcție un pic cam vagă. Păi da, pentru că ea vrea să fie confortabilă. Da. Scopul ei în viață este să fie o mașină... Deși față de i30, varianta hatchback e lăsată mai jos cu vreo 5 mm și suspensia este și întărită, 15%. Am citit broșurile lor. 5 mm, ții minte asta? Da. Ok. Apar n-am cum ții minte asta. Ok. Și chestiile relevante. Dar deși este fastback, se simte un pic și pe la suprafețele vitrate, care sunt, cel puțin parbrizul față este mare, dar este lung și înclinat. Și, cum să zic, vezi prin el așa, îl vezi că e mare, dar mergi pe încredere că e mare. Da, vizibilitatea e bună, dar reglează-ți oglindă pentru tine. Zic ce vezi în spate. Îi văd farurile și numărul celui din spate. Da, dar dacă că e foarte aproape, dacă te depărtezi un pic, nu mai vezi nimic. Nu știi dacă vine cineva în depășire sau... Serios? Da. Poate ți-ai tu prea sus. Uite că la asta chiar nu m-am gândit. Nu știu, mă gândesc.
variante și variante. Așadar, vizibilitatea prin lunetă destul de slabă, iar suprafețele vitrate laterale și ele destul de înguste, pentru că avem o mașină turtită puțin, ca să arate ca un fastback, adică un coupe... Un spate rapid. Asta, de ce asta cu spatele rapid nu înțeleg? Are prea multe conotații ca să le traduc. Vă las pe voi să le intuiți. Găsiți voi un nume. Da, dă-i un nume. Da. Suspensia nu este zgomotoasă, chiar și atunci când sunt gropi mai nasoale sau treci peste denivelări. Din punctul ăsta de vedere, n-am ce să reproșez. Singurul minus pe care îl văd la mașina asta, spuneam, direcție care e un pic cam vagă. Dacă tot ai pretenții că mașina asta este un pic mai rapidă, aș fi preferat ceva mai direct un pic. Și aș fi văzut mașina asta un pic mai bine sonorizată. Uh-huh. Auzi? Anvelopele? Le aud un pic. Și nu sunt anvelope proaste. Deci, foarte bine sonorizat ăsta, spațiul de la motor, dar un pic mai slabă... Un pic mai slab sonorizat de la trenul de rulare. Și nici oglinzile nu prea se aud. Deci, practic, singurul minus ar fi sonorizarea față de trenul de rulare. Așadar, nu te zgârci la anvelope, că o să le auzi. Și dacă mergi spre Constanța, spune celor din mașină să nu ațipească până când nu treci de zona betonată, primii 28 de kilometri sau cât sunt. Ca nu o să-ți adormă nimeni în mașină. Cum e pentru cei din spate? Ai întrebat? Păi ai văzut și tu. E mașina confortabilă, din punctul ăsta de vedere n-am ce să repreși. Dar nu pe înălțime. Dacă ești un pic mai înalt decât 1,85 m. Toată lumea știe că Marian are 1,85 m. Să fac un tricou cu asta. Așa. Atunci o să ai un pic de problema să stai în spate. Dacă vrei totuși mașina asta, dar cu loc în spate, ți-ai 30. Dar uite că propagajul e mai mare în asta. Pentru că arată că pe și atunci au lungit-o puțin. E un pic alungită, da. Ok. Am rezolvat, așadar am discutat despre direcție, cum se conduce, cum se comportă. Nu aș mai vorbi despre frâne, că toate mașinile nu sunt asistate. Sunt convins că n-ai apucat să le încingi, sper. Nu. Nu? Ceea ce e ok. Hai să vorbim un pic despre, dincolo de aspect, cum se comportă, cum o simțim la interior. Și prima senzație, evident, e că nu ai o mașină premium, ai o mașină de volum, dar mașina asta de volum s-a străduit să fie... neașteptat de minimalistă la interior. Eu regăsesc foarte multe idei de pe la Mazda. Și da, că ai tableta asta, dar e un interior. Și chestia asta se vede că e făcută mașina asta în Europa și pentru Europa. De vreo 2-3 generații se tot face în Europa și asta se vede. Spatele data asta nu prea le-a ieșit așa european, părerea mea. Da. Le-a ieșit cam Prius, așa, nu știu. Deci spatele ăla mi se pare un pic tăiat așa aiurea, dar interiorul mi se pare decent, corect. Adică ai tableta asta aici, care apropo suportă CarPlay. Android Auto suportă oare? Da, mă, nici cu Android Auto. Ce bine arată și fii atent ce bine l-a scalat. Da, arată foarte bine, merge super bine. Uite, să intrăm în Spotify. Bine, și are și butoane lateral. Așadar, o tabletă cu CarPlay nu-ți trebuie nimic mai mult. O să vină într-un final până la urmă și Waze-ul în mașini pe CarPlay. Dar am să-ți dau o veste. Hai, când ai încercat ultima oară Apple Maps? Chiar acum, în weekend. Ai văzut traficul? Da. Ai văzut că au băgat date de trafic de la TomTom? Da. Eu habar n-am cum le iau, dar nu e rău. Bine, plus minus 10 minute. E ok, nu, minus niciodată. Getting there. Minus niciodată. Dedesubt, două guri de ventilație sub ecran. Dar stai că zici ceva interesant. Vine Waze pe Apple CarPlay? Da. Când? Soon enough. Nu te grăbi. Păi tocmai de-aia a băgat și Apple trafică. În curând o să dispară ecranele până să apară Waze pe... Nu o să dispară prea curând. Două guri de ventilație de desubt și apoi avem zona de climatizare așa cu butoane mari. Place mie. Exact așa cum îmi place lui Maria. Atât de multe butoane încât să mai descoperi unul nou și peste 6 luni după ce te-ai plictisit de restul mașinii. D'acolo. Aer condiționat pe două zone, care în momentul ăsta este cu ventilația pe 3 și se aude. La 2 nu se mai aude. Cred că în viața ta normală ar ții pe 2. Alții pe auto și... Da, dacă ții pe auto se aude un pic. Uite, noi suntem la 22 de grade cu ea, afară sunt doar 25 și se aude un pic ventilația. M-aș bucura să fie un pic mai bine insonorizată, adică să pune niște ventilatori un pic mai silențioase. Ușile negre cu poliuretan, adică vinilin și chestii genul ăsta, doar chestii făcute din petrol, dar spații bune de depozitare în uși pentru un mai puțin de două peturi mari și o chestie mai mică. Băgat 3 sticle de jumate. Trei sticle de jumate, dar cred că poți să bagi și una de un litru jumate sau chiar doi în mijloc acolo. Torpedoul destul de generos și el. Ai ținut o sticlă? Da, ce să vezi, și în cape. În cape și în torpedou. Proba Horinci, ca să zic așa. Iar dedesubt,
foarte tare mi se pare chestia asta. Ai la dispoziție pe lângă o priză de 12 V unde să spui bricheta dacă ții morțiș, eu insist să nu. Ai intrare auxiliară, USB prin care poți să ți legi mașina cu telefonul și să faci Android Auto sau CarPlay, sau să și încarci device-ul. Apoi mai ai o priză de 12 V care îți dă 180 W dacă îți pui invertor, pentru că acolo poți să pui un invertor să ți încarci ceva pe 220, un laptop. Cum ar fi? 180 W e mai mult decât suficient, poate încărca nu unul, nu două, ci trei laptopuri deodată. Trei MacBook-uri Pro, alea care consumă cel mai mult. 45W, adică 45W e consumul standard zilele astea, alea mai mari merg în 65 până în 80. Și, chestie foarte tare, în tăviță ai încărcare prin inducție, QI. Qi. Sau Qi, care merge și cu noile iPhone, care au spatele de sticlă. Da. Nu cu al tău. Da. Și cu Samsung-uri și cu alte device-uri care suportă wireless charging. Venim pe consola schimbătorului de viteze unde avem butoane stânga-dreapta. În cazul nostru sunt toate butoane, că avem încălzire în scaune, încălzire în volan. Foarte util. Senzori de parcare și auto. Au pus acolo butoane ca să fie satisfăcut clientul și acel buton de drive mode. Apoi două cup holdere bine puse aici pentru că avem frâna de mână la mână. Și cele două cup holdere, da, sunt suficient de adânci astfel încât să nu se răstoarnă un lat de la unde le-ai tu. În rest, siguranța, mașina i30 la 500 euro în cap, are sistem de frânare autonom, are, apropo, și cruise control pe nivelul ăsta de echipare. Asta este pentru șpagă, la semafor. Lase acolo, așa. Ce mai avem? Citește și indicatoarele rutiere. Lase-mă acolo. Ce te încurcă trei? Mă, dar tu când ai bani ai 10.000 de lei vechi. Eu când am bani am 3 baglote. Așa, suport pentru ochelare aici. Da, parasolare cu o lumină și cu oglindă ambele. Mai staci? Cu lumină manuală. E, da, da, na. Și când apăiești, fii atent, se trece butonul automat. Vezi, inginerie. Băi, ergonomie. Pasagerii din spate au la dispoziție nimic, au un plastic. Nu, le-am lăsat o sticlă de apă aici. Și din când în când mai venim noi la voi, nu ne bateți pe umăr. Și cam atât. Mașina este o mașină corectă, însă îți dă satisfacție după ce îi afli prețul. Da, și aici e cu dus și întors. E cu dus pentru că Hyundai cere pe această mașină 24.000 și vreo 700 de euro, dacă țin bine minte. E 24 un pic mai scumpă decât 30. Full, nu? Și asta e full. Doar că în stilul Hyundai niciodată nu o să dai acești bani pe mașină. Pentru că mașina asta cu nivelul ăsta de echipare exclusiv, cutie automată, benzină, e undeva la 19.000 de euro, spre 20.000. Cu TVA inclus. Cu TVA inclus. Deci undeva la 16.000 fără TVA. Da. Deci politica asta de prețul de la Hyundai, jur că nu înțeleg. Dar nu trebuie să o înțelegi tu, important e că funcționează. Funcționează față de ce? Că dacă it ain't stupid if it works. Da. Se le duci pe se le dai oamenilor satisfacție când vin în showroom. Hai boss, ne înțelegem noi. 6.000 de euro. Dăm noi. 6.100, 6.123. Ce poți să mai spui după ce ți-a dat 6.123 de euro reducere? Dacă o iei cu prețul de listă, e una dintre cele mai scumpe mașini. Știi? Dacă e să compari cu Mazda 3 Revolution Top sau cu... Adevărul că o cameră de mers cu spatele de genul ăsta chiar se poate mai bine. Vezi că vine o mașină? Am văzut. Adică are și senzor de parcare, da. Aia, câțiva pixeli acolo. Dar aici camera se vede. Camera are 17 pixeli, numărați toți, nu? Pentru că ecranul... Ecranul e foarte bun, dar camera de spate, adică chiar au luat cea mai ieftină. Răspunde foarte bine, ai și sistemul de navigație. Dar zi de preț. Așa. Starting route guidance. Nu. Mhm. De unde oprești navigația? Eu cred că știu. Nu? Stop guidance. Uite ce simplu e. No, eu-s devine. Da. Deci are și navigație on board, are străzi, are România în general, adică suntem pe hartă, existăm. Uite, și are și 3D. Nu, era deja 3D. Cât de 3D vrei? Na, bine, 3D practic este un 2D turtit, răsturnat. Deci, ideea e că la banii ăștia, cum se prezintă față de restul opțiunilor din piață? Cu oferta asta este aproape imbatabilă. Aproape imbatabilă. Dar acum depinde ce vrei de la o mașină. Un Golf, bine, Highline e undeva la vreo 22-23.000 de euro, cu un motor similar. Dacă aveai de ales între Golf și asta, cu siguranță te duce după Golf. Normal. Deci nu se pune problema, deja Golf-ul nu mai este în zona de volum, se duce bine de tot spre premium. Și mașina asta se concurează mai degrabă cu Astra, părerea mea. Foarte puțin cu Civic, că Civic-ul ține sus la preț.
Da, și caută alți clienți. Numai că la Focus se schimbă generația în 2018. Deja nu se mai găsește modelul vechi, apropo. Mm-hmm. Cele care au fost în ultimele loturi s-au dat cu niște discounturi faine și s-au cam terminat. Nu mai poți să mai prinzi niciuna decât dacă prinzi undeva cu mare, mare prietenie cu cineva, să zicem așa, o mașină de pe vreun stoc din vechea generație. Dar niciodată nu vă recomandăm să luați mașini end of life. Și mai e ceva. Mașina asta are 5 ani garanție fără limite de kilometri. Care e o chestie foarte tare. Și da. 5 ani fără limite de kilometri. Deci poți să o bași pe taxi? Asta e o întrebare. Nu am timp. Pe Uber. Poate. Pe program, o bași pe Uber. 5 ani garanție. Dar e garanție din bară în bară sau numai pe trenul de rulare? Din câte știu, e din bară în bară. Trebuie să aibă niște steluțe. Oricum, e mai bine decât multe alte oferte din piață. Da, 2 ani sau... Deci, concluzie. O recomandă sau nu? Da. Pentru? Pentru... Nu variantă. Să n-aș recomanda neapărat Fastback-ul, aș recomanda i30 hatchback pe care l-am testat și care ți-a plăcut și ție. Pentru cei care vor o mașină confortabilă, ieftin de întreținut și cu garanție mare și cu spațiu pentru un copil sau doi. Dacă îți place mașina și dacă te interesează, lasă-ne un comentariu și spune-ne pentru ce ai luat-o și cui crezi tu că îi se potrivește, pentru că noi nu ne putem decide. Este o mașină interesantă, dar este mai degrabă, are abilități de oraș, dar se comportă mai bine la drumuri medii și lungi. Corect. Dacă treci peste direcție și suspensiile care sunt mai degrabă spre confort, s-ar putea să... 95% dintre oameni nu conduc sportiv, Marian. Chiar dacă spune că sunt mai sportiv... Tocmai de asta îmi place. Tocmai de asta îmi place, pentru că este foarte confortabilă. Dar eu m-aș uita, de exemplu, la i30, normal, la varianta hatchback. Bine. Și ca de obicei, la final vă spunem... Nu uita să ne dai un like, un share și un subscribe. Și până data viitoare... Nu uita de cavaleria.ro/abonare. Și până data viitoare... Numai bine! Nu uita de... Abonare! Cavaleria... Cavaleria.ro/abonare. Și încă o dată. Și până data viitoare... Numai bine și nu uita de cavaleria.ro/abonare. Dacă vrei să ții prietenia cu noi. Scuze, e prima mea zi. Cu abonare? Pe săptămâna asta în care filmez o mașină. Am înțeles. O să fie bine. Da. GDPR. Forța GDPR. Cea mai bună echipă din Europa. De handball.